Genul programului divertisment. Acest program poate fi vizionat de copiii sub 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la cea mai educativă emisiune din județul Gorj. Bună seara, domnul Dică! Bine v-am găsit! Bine ai venit la emisiune la noi, la Târgu Jiu. Iată pe domnul Liviu Dică, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din Oltenia. Liviu Dică. Liviu Dică, am citit CV-ul, se cam apropie de al meu. Și, pe cuvânt de onoare. Deci, în ceea ce privește viața, faptul că faci parte dintr-o familie de patru frați, nu? Trei băieți și o fată. Așa este. Noi suntem patru băieți și o fată. Deci, cu unul în plus. Bietul tata, Dumnezeu să o odihnească, a muncit mai mult. Cu două minute mai mult decât taică-tău. Muzica a început-o la vârsta de 5 ani, exact ca și mine, pentru că eram nelipsit de la anunți, de mic copil, mă duceam și mă ascundeam și eu pe după cort, pe acolo și ascultam și, într-adevăr, furam. Muzica nu se învață mot-a-mo, așa se fură. Exact. Cert este că se fură. Prima dată, taică mi-a luat vioară. Și se rupeau corzile des și am renunțat la vioară și mi-a luat acordeon. Am făcut o sobă de teracotă și mi-a luat un acordeon. Un acordeon și am învățat la acordeon. Și după aceea, bineînțeles, am renunțat la acordeon și am intrat solist vocal. Dar uite că, într-adevăr, se cam aseamănă CV-ul în ceea ce privește viața. Spune-mi, te-ai născut în Gângeova, nu? Gângeova. În Gângeova. Povestește tu, cu cuvintele tale, te-ai născut în Gângeova în 74. E o povestioară, zic eu, un pic interesantă. M-am născut în Gângeova pentru că tatăl meu a fost milițian. Că milițieni erau, și nu poliții. Pulanu? Sunt acum. A fost milițian. Și dată fiind natura serviciului, acolo era repartizat în perioada aceea. Dar bătea înainte milițianul. Era băiat bun sau tăbăreau cu... Da, cred că pulanii zice la din dotare. Oamenii pot să spună dacă a fost bun sau o fi fost rău, nu știu. Fiecare depinde de ce parte a baricadei era. Sau baston. Răufăcătorul nu o să zică niciodată că era băiat bun. Probabil. Dar toată lumea ura milițienii, în ghilimele, că nu toată lumea, dar, dom'le, e un rău necesar. Dacă n-ar fi poliție, dacă n-ar fi... Ne-am omorât, ne-am dat în cap unii la alții, cred. Ferească Dumnezeu, da. Fiind cu serviciu pe vremea aceea la Gângeova, acolo m-am născut. Cum era pe vremuri, ne mutam de colo-colo, 3-4 ani într-un sat, da. Alți 4 în alt sat, să nu prinzi rădăcine acolo, că făceai cine știe ce afaceri. Să nu se leagă... mari prieteni. Exact. Făceai afaceri. Clanul. Și atunci, de la Gângeova, după 3-4 ani, ne-am mutat la Goiești. Deci de pe Valea Jiului ne-am mutat pe Valea Amaradiei, partea asta, spre Melinești. Și am mai stat și pe acolo vreo 3-4 ani, după care am venit în Craiova. Am venit în Craiova, unde ne-am și stabilit, am făcut casă, acolo am rămas, acolo trăiesc și în ziua de azi. Iar bunicii mei și satul părinților mei este Mozna, la Brabova, către Vânju Mare, drumul care leagă Craiova de Caraca. De Vânju Mare. Vânju Mare. Spre Severin. Severin, așa, undeva la Brabova, în stânga, peste niște dealuri unde n-au ajuns nici nemții. E un loc de poveste unde
fapt și sufletul și inima mea a rămas. Eu acolo consider de fapt că este satul meu natal, locul unde te simți, mă regăsesc și mă simt cel mai bine. Deci copilăria mea s-a petrecut așa prin câteva sate ale județului Dolj, lucru care m-a și avantajat. Eu consider că am fost norocos, că până la urma urmei am avut ocazia să fiu pe lângă lăutari și colo și colo și în partea cealaltă, fiecare zonă cu trăsăturile ei și meseria se fură. Așa zic că am mai făcut și eu. Categoric. Am mai furat meserie. Dar prima dată ai început cu acordeonul. Acordeonul, da. La nunți, eram la grădiniță, plângeam să-mi cumpere tata acordeon. Că și de ce ne-ai luat acordeonul? Să cânti puțin așa direct. Era bine. O fi în mașină. Poate data viitoare. Nu este în mașină, dar e timpul înainte. Da. Așa am învățat la acordeon mai întâi, apoi, normal, am început să cânt ba la școală, ba la serbare, ba la prima nuntă în sat. Apoi, după 12-13 ani, am descoperit eu așa că aș cânta ceva și cu voce. Și uite, așa a început și partea asta. Și instrumentist, dar și solist vocal. Eu cântam la acordeon, cântam binișor, dar m-am angajat pe timpul Răposatu, eram șoferul directorului la abator. Și directorul a... Las că pleacă. La abator... Abatorul avea contract cu penitenciarul și penitenciarul a trimis vreo 60 de deținuți la îngrășătoria abatorului să facă curățenie pe acolo. Și n-a găsit pe nimeni să trimeată după mâncare decât pe mine, cu un aro. M-am dus și am luat un vailing din ăla mare, o oală mare de zeamă și o mămăligă mare, imensă, și am dus-o acolo și... Era un milițian gras, săracul, să-i ajute Dumnezeu pe unde o fi. Când a deschis ușa la aro, a dat mâncarea jos de ținuții, a fost acordeonul în aro. Bă, tu știi să cânt? Da! Ia fă-mă o horă și la băieții mei. Cine cântă cu ăsta, eu? Da. Și am început să cânt eu lângă milițian. Tacătă, 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 tacătă. Și milițianul, ce stați, bă, cingeți, bă, o horă, pe timpul lui Ceaușescu, jur, pe timpul lui Ceaușescu. Și era o horă de 60 de deținuți. Și era lângă Șoseaua Națională. Pac, un aro de la partid oprește stradă. Și s-a uitat la noi, dar eu zic, Torșu, ajutant, uitați, un aro opri. Aoleu, rupeți rândurile! Rupeți rândurile! S-a rupt hora, s-a întors aron înapoi la partid, n-a durat un sfert de oră, cred, 20 de minute. Imediat a venit, m-a luat și pe mine și pe milițian, l-a schimbat pe băiat de răspunde, șeful cordonului. L-a schimbat și pe mine m-a dus la întreprindere, pe ăsta l-a schimbat. Pe mine directorul zice, bă, nenorocite, mie zicea sucă, bă, nenorocite, bă, te-am adus să cânti la pușcărie, mă, nenorocitule. Zic, de azi încolo m-a pus pe un tractor să car băligarul prin abator, la animalele care m-a retrogradat. Și asta a durat puțin, după care am revenit din nou șoferul directorului. Și după care am făcut iar o boacănă că m-a pus inginerul șef, domnul Săceleanu, pe la Săcelu, mă pune să aveam acordeonul mașină și așteptam directorul să coboare de sus. Și mă pune să îi fac primirea cu acordeonul să vină la mașină. Și directorul, când a văzut că fac primirea și el alții era în aro, așa, s-a simțit ofensat. A ocolit arul și s-a dus direct în stația de tren. A plecat cu trenul. Și de atunci m-a dat jos de pe arul. Și am renunțat și la acordeon atunci. Că m-am gândit că de la acordeon mi s-a dus. Se trag relele. Liviu, ai făcut două CD-uri. Așa este. Primul în 2010. La GS1. Nu? Da, primul intitulat Sămânță dusă de vânt la GS Music Production în 2010, da? Iar cel de-al doilea în 2013
la Big Man Music, intitulat Călător prin lume. Da. Călător prin lume am fost și eu. Da, orice pasăre călătoare se întoarce la cuibul de unde a plecat. Deci și noi, cât trăim, nu știu, și cât am umblat în viața asta mea, prin toată Europa, te trage locul de unde te-ai născut. Fantastic. Ceva lipsește întotdeauna, categoric. E tocmai locul acela. Categoric. Nu pot să plec să-mi părăsesc locul de unde m-am născut eu. Și aveam atâtea oportunități și am. Nu pot să părăsesc locul de unde m-am născut. Fantastic. Pe noul album, câte melodii ai? Pe noul album, ca și pe primul, sunt 17 piese ale interpretului, plus una a orchestrei. Da. Eu am ținut la lucrurile acelea de pe timpuri, să zic așa, când eram copil și ascultam câte o placă, întotdeauna pe un album regăseai neapărat o doină, regăseai... Doina Cornea. Doi. Da. Da. Și regăseai o piesă a orchestrei. Și orchestra... Instrumental, da. Arăta măestria și era normal să fie așa, orice, e o muncă de echipă. Orice om care cumpără CD-ul, bă, merită să asculte și o piesă orchestrată, de orchestră, sigur, ori o sârb, ori, pentru că mai joacă după melodiile tale. Mai... Și așa am făcut și eu pe cele două CD-uri, pe cele două albume ale mele, am introdus și orchestra cu câte o piesă. Și de o lună zile am înțeles că ești colaborator sau... angajat al... Da, de o lună de zile mi-am schimbat locul de muncă. locul de muncă în sensul la ansamblu Maria Tănase. Da, în sensul că am... că sunt interpret la ansamblul profesionist Maria Tănase din Craiova. De o lună și un pic. Ce să zic? Lucru care mă obligă, mă responsabilizează, sunt conștient de faptul că... este o pălărie mare, dacă vreți, dar este o onoare pentru mine și cred că pentru oricine. Nu greu de purtat. Nu greu de purtat. Purtat dacă știi să o porți cu demnitate, cu demnitate și cu respect. Cu bun gust și da. Cu respect, în primul rând, pentru munca pe care o faci Categoric. Și pentru oamenii care te privesc sau te ascultă. Livrele între noi fie vorba, că noi suntem... Na. De exemplu, sună un cetățean să te ia la o sindrofie, nu? La un eveniment. La un eveniment. La un nuntă. La... Da. Da. Ești un om care negociezi sau ești un om direct și ai un onorariu fix? De obicei... Dar să fii sincer, că aici nu se minte. Nu se minte. Și nu poți să spui... trei lucruri diferite în trei ipostaze, da. Nu. Și cel mai bine e să spui adevărul întotdeauna, pentru că altfel ai văzut cum... nu durează mult și... Și după ani iese adevărul. Și, da. și se alege praful. Da. De obicei sunt așa mai nemț. Niciodată nu cer mai mult ca să rămână mai puțin, nu cer de dragul de a cere atât ca să fie atât. Calculez foarte bine locul unde mă aflu, unde mă situez, zic, bă, banii ăștia ai merit, înseamnă că pe ăștia ai cer. Nu cer nici mai mult, nici mai puțin. Nu cer nici mai mult, cum se întâmplă de multe ori, lasă-i cer ăstuia, că știu că are. Să-i cer mai mult, că are de un să dea. Ești jidan? Nu sunt. Din câte... În felul cum negociezi, probabil ai ceva o genă. O fi ceva, la asta mă gândeam și eu acum în urmă. Un negustor... Dar ăsta e modul meu de a fi. Poate par mai sobru uneori, poate prea serios, dar la modul general sunt un om corect, cinstit. Dacă am zis ceva, așa rămâne, indiferent ce ar fi. Dacă am zis că e da, e da, dacă fratele nu e nu... Fratele meu, și eu tot așa am zis nu știu dacă o fi de atâtea bine. Ori. Da. De câte ori am zis, băi frate, țin linia asta. Deci nu mă bat nici în dreapta, nici în stânga. Deci crede-mă că în viață
am ajuns la concluzia că trebuie să faci compromisuri. Te obligă viața. Compromisuri poate, nu știu, facem la tot pasul de când ne naștem. Dar, pe cuvânt de onoare. Eu zic că important este niciodată să nu faci un lucru de care să-ți fie rușine mai târziu. Este adevărat. Sau în momentul acela, sub nicio formă, să nu... sau lucruri pe care să... lucruri prin care să deranjezi, să încurci pe alții, să le faci altora ca să-ți faci bine ție. Asta cred că nu trebuie să se... Avem un telefon. Alo? Alo. Da, vă rog. Alo? Da? Bună seara, domnul Belghet. Bună seara, da. Cel mai tare ești Michael Show. Bravo, mă, băiatul. Mi-e drag de tine. Că e simpatic. Să nu vorbești prostii. Nu. Băi, ocupă-te de ce știi tu, dar să te lași de primărie, de la Limpești. De primărie? Alo? Cred că se înnecă cu primăria, săracu. Ce să fac dacă-s consilier? Ce să fac? Trebuie să-mi fac și datoria față de oameni. Așa. E o meserie și nu-i deloc ușoară. Ca să mai spun ceva din casă, bunicul meu a fost primar. Da. În perioada interbelică. A fost primar 2 mandate, a avut un vot împotrivă doar, din ce știu eu, din povestirile alor mei, alor bătrâni. Și, într-adevăr, e cel mai greu să mulțumești pe toată lumea. Orice ar fi, oricine ar fi și așa mai departe. Dar e o meserie deloc ușoară. Wow, Doamne, ca toate, ca multe alte, bineînțeles, fiecare... Că, știi ce se întâmplă și ce nu înțelege lumea? Că în momentul când intri într-un consiliu, într-o primărie, pui mâna pe Sfânta Biblie și juri, faci un jurământ. E, ăsta nu și respectă majoritatea. Din păcate. Aia e problema. Dar hai să ascultăm și noi 2 melodii de muzică cu Liviu Dica. Dragii mei, să vedeți ce voce minunată. Vizionare plăcută. Prin lume soarta fecior tânăr de la tata. Într-un singur rând de țoale și cu 2 palme goale. Numai cu ce-a fost pe mine, dar cu multă înțelepciune, am luat singur viața în piept, n-aveam la ce să mă aștept. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ. Pe secetă și furtună să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și am făcut ce-i bine în viață. Că din rădăcina mare iasă cea mai dulce foamă. Și tatăl meu săracu, am despicat firul 4. De 10 ori m-am gândit, doar odată am îndrăznit. Fiecare cap de ață, eu l-am prețuit în viață. De 10 ori m-am gândit, doar odată am îndrăznit. Sămânță dusă de vânt,
m-am înfipt greu în pământ. Pe secetă și furtună să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și am făcut ce-i bine în viață. Că din rădăcina mare iasă cea mai dulce poamă. Și cuțitul în mână le-am avut până la urmă. Singur mi le-am câștigat din muncă, nu din furat. Tata-i mândru când mă vede și are o vorbă în care crede. Din 10 oameni cu nume, 8 au fost săraci ca mine. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ. Pe secetă și furtună să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și am făcut ce-i bine în viață. Că din rădăcina mare iasă cea mai dulce poamă. Tinerețea la copii s-o pot lăsa moștenire. Aș ști, Doamne, că am trăit cu folos și rost în lume. Că averile și banii geaba i-am și eu și ei, măi. Zilele nu se câștigă ca și sutele de lei, măi. Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce tu-i fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată? Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce tu-i fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată? Ce folos că pot să las la copii de cât avere. Dacă rămân într-o zi ca mine fără putere, tinerețea-i trecătoare, viața noastră frunză-n vânt, măi. Ni le-ai dat, Doamne, pe toate, pentru o vreme cu împrumut, măi. Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce tu-i fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată? Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce tu-i fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată?
Am trudit din răsputere să le dovedesc pe toate. Și din tinerețea mea pierdui cea mai mare parte. Viața-i scurtă și atârnă, pe lume într-un singur fir, am făcut tot ce-am putut pentru un simplu musafir, măi. Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce te-ai fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată? Tinerețe, tinerețe, te-am păstrat ca haina-n ladă. De ce te-ai fi destrămat, că ai fost doar un pic purtată? Cred că intrăm în direct. Se pare că da. Da, să revenim. Deci, nu știu, ți-am spus și îți repet, transmiți, ai darul de a transmite ceea ce simți tu celui care te privește și te ascultă. Cinste ție. Ceea ce nu se întâmplă la oricine. Lucrul ăsta. Prima melodie, ți-am spus și ție și o repet, când am ascultat-o prima dată, te spun, plângi instantaneu. Pentru că face parte din viața noastră, din rădăcina noastră, de unde ne trage și până... Avem un telefon. Alo! Alo! Da, vă rog. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea și eu o melodie cu domnul Liviu Dinică. Da, Dică. Cu... Da. V-ați gândit la Gheorghe Dinică. Da. Cu domnul Liviu Dinică. Dică. Dică, așa. Nu-i problemă, nu-i problemă. Important e muzica să fie bună. Am emoții, îmi cer scuze. O melodie cu dragostele cine le poartă. Cine le poartă. Da, vreau să fie pentru mine și pentru soțul meu. Și dacă se poate, îmi da și mie un CD-ul cu dumneavoastră. Ne pare rău, de data asta nu avem, ne pare foarte rău, dar... data viitoare când o să vină, o să, că e normal că o să-l mai invit, o să aducă și CD-uri, promit eu. Nu numai dumneavoastră, și eu. Da. Mulțumesc. Da, cu cine am avut onoarea? Alba Aurelia. De la? Urdari. De la Urdari. Da. Bine, bine doamnă. Frumos. Urmăriți emisiunea și sigur va fi această... Bine, sărumâinile. Și din partea lui doamna Ionela de la Alben pentru soț, pentru Doru, pentru Narcis, pentru David Negru de la Alben, toate melodiile din seara asta, să vă dăm de sănătate și urmăriți emisiunea pentru că este o emisiune extraordinar de frumoasă. Așa, Liviu, am înțeles că acum, după ce ai înregistrat al doilea CD, te pregătești de cel de-al treilea. Dar probabil peste un an. Întotdeauna mă pregătesc. Niciodată nu stau degeaba. No, e, ai niște melodii sugestive. Deci, niște melodii chiar culese din viața omului. Eu am spus întotdeauna faptul că m-am născut la țară, faptul că am trăit la țară o bună parte a vieții mele, a constituit un mare noroc pentru mine. Ți-ai dat cu sapa în picior vreodată? Cu sapa în picior nu mi-amintesc să fi dat, dar am fost la cules de sfeclă, de cartofi, da, pe vremea lui Neanicu. Da. Ne trimiteau cu școala și trebuia să ne facem norma. La cules de cireșe, de vișine, de fructe în general, da, de prune. Dar ne învăța de mici cu munca. Ceea ce ne-a prins bine. Sigur acum. Că da, sigur că da. Au fost și bune, au fost și rele. Nu mi-amintesc de ceva rău, de pe timpul ăla. Eu, personal. Eu mi-amintesc, haideți să vă spun. Mi-amintesc că a fost o perioadă în care lipsurile au devenit, să zic așa,
mai mari, mult mai mari, și în care mi-am cumpărat, o perioadă în care mi-am cumpărat niște Adidas de dragul de a avea, că au fost mai mici. Am zis că să mai lasă de la ploaie, de la... N-a fost să fie așa. Și mi-a rămas întipărită în minte imaginea aia din copilărie, când am cumpărat Adidas și mi-au plăcut, i-am purtat prin ploaie, n-a fost chip să se lase până la... Că n-am găsit numărul meu și nici alții n-au mai fost. Dar, iartă-mă, în momentul, pe timpul ăla, când... Da... Când bei o băutură răcoritoare, să nu spun, pentru că nu pot să fac reclamă, dar, fratele meu, parcă te ungea pe gât și o bei cu atâta poftă. Spune-o, de-aia cu un leu 25, cu un leu 75, exact. Doar deci, banii spun când costa. Când bei o bere sau, mă rog, ceva, avea, nu știu, un gust, o savoare fantastică. E, nu se mai compară ce a fost odată sănătos cu ce bem acum nesănătos. România a avut câteva trage musca asta la mine fantastic. M-o confunda oare? România a avut câteva lucruri, câteva branduri. Da. Unele au mai rămas încă. Mă gândesc acum la ciocolata cu rom. Da. Deci câteva lucruri extraordinare, câteva gusturi inconfundabile și cei care au apucat acele vremuri, cu siguranță își amintesc categoric de multe din mulțumesc din Bunii Dumnezeu lucruri. Că acum putem face comparație între ce a fost și ce și e și ce este, sigur categoric. Că da. De asta spuneam, am fost norocos că am trăit la țară, tocmai de aici... Multe din melodiile mele vin de pe acolo, Seva, exact, din trăirile, de la patimile, brazda de pământ. Din avem un telefon. Noastre. Alo? Alo? Da, vă rog. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Aș vrea să dedic și eu toate melodiile în această seară pentru familia mea din Negomir, familia Spătaru. Spătaru? Da. Cum vă numiți, domnișoară? Daniela. Și mai cum? Spătaru. Da. Așa să fie și din partea noastră. Întreaga emisiune. Pentru vecini, pentru... sunteți maritată? Nu sunt. Pentru viitoarea soacră, pentru... Sigur că da, pentru viitoarea soacră. V-am citit. Să vă măritați, să ne chemați și pe noi la nuntă. Sigur că da. Liviu, să cânte și o să fug cu mireasa. Păi, așa e obiceiul, nu, Liviu? Nu trebuie să te supere, asta e obiceiul. Da. Deci trebuie să menținem obiceiul. Să furați mireasa. Da. Să spuneți. Bine, bine, domnișoară. Vă mulțumesc. Să rămâne. Vă urez o seară plăcută. Să rămâne la fel. Sunt niște obiceiuri frumoase. Mi-au aminteam cât la Castranova, la Dolj. În Dolj. Doamne, ce obiceiuri acolo. Deci a dat cu ulei ars pe socru și pe soacră. Și-a dat cu pene și plimba pisat cu căruciorul. Da. Am prins, apropo de lucrul ăsta, am prins nunta la România, acea nuntă de 3 zile, iar mă consider bogat, spiritual, da, spiritual. Sunt. Am prins nunta de 3 zile, de nunta care începea sâmbătă de dimineață, se termina luni noaptea, marți. Da. În care alergam cu acordeonul prin sat, în care fel și fel, funcție de zonă, erau diverse obiceiuri. Da. Cu plimbatul socrilor, cu cătrănitul, cu uns. Îi mai și altuia cu... Cu nuiaua. Cu nuiaua. Ce bătaie pe bune! E vorba zice că e altuia vreunul. Eu cred că ăla care avea necaz atunci avea ocazia să descarce. Ocazie, da, și să băga printre aia. Și dădea și... Dădea cu foc. Și ăla era legat. Era... Ăla săracu om n-avea nicio da. Putere. au fost... Sunt niște amintiri plăcute de, până la urmă, de la nunțile din sat.
Și zic eu că meseria am și furat-o, dar am și învățat-o tot atunci. Tot atunci. Dar puți se par nunțile mai frumoase la sat sau la oraș, să stai acolo cu cravata acolo și să te uiți la vecin, să vezi cum mănâncă, să nu cumva să mănânci altfel decât mănâncă vecinul. Da, să iei seama să nu greșești. Mie mi-am dat cu furculița odată în dinți. Da, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. La țară, hai Gheorghe, hai Mărin, hai noroc, hai merge, altceva. Merge oala la de vin, merge o, da, o varză acră, o, da, 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 altfel, luată cu mâna, că nu-i problemă. Categorii la țară e altceva, te simți mai în largul tău. Întotdeauna, cred că de asta cu toții suntem nostalgici după vremurile alea de la țară, de la bunici, de la... Pentru că întotdeauna acolo a fost mai mare libertatea. Categorii. Copil fiind, ducându-mă la bunici, nimeni nu mă întreba de ce e desculț, de ce nu știu ce, nu mă cum mă simțeam bine, așa stăteam. Mi-am adus aminte că am un nepot, Tibi Rădulea, are doi băieți. Doi băieți a făcut soția lui, acum și are botezul, prin august. Cred că îi facem o surpriză. Ce? Sănătos să fim și timpul să permită să îi facem o surpriză. Să putem ajunge pe acolo. Avem un telefon. Alo? Alo, bună seara. Sărumile. Bună seara, domnul Belgher. Bună seara. Bună seara și invitatului dumneavoastră. Sărut mâna. Vreau să zic și o astăseară mamei mele, melodia lui domnul, domnul Liviu Dică, Mamă dragă, anii tăi. Sunt tot mai puțin și grei. Da. Dar cum vă numiți? Și vă salut, Manci de la Lelești. Cine? De la Lelești. Marci. Lelești. De la Lelești. Și știți, odată treceați cu mașina și ne-am salutat așa pozitiv. Ne-a sărutat noi? Nu înțeleg. Ne-a sărutat noi? Nu, ne-am salutat. Ne-am și sărutat, da, și să vă spun unde. Vise, taică. Ba, nu sunt vise, domnul Belgher. Pentru mine, era bine. A, pentru dumneavoastră, da. Vedeți, nu, vorba românului Belgher, cu două înțelesuri. Nu, este... Sunt consăteană cu Mai. Cu Maiu? Pecină cu... Unde ați fost aici la majorat. Da. Și vreau să dedic și o melodie în această seară pentru toate mamele, pentru mama mea în special, pentru mama dumneavoastră, pentru mama la prietenele mele, da, fiecare au și ele o mamă, pentru mine, că sunt mamă, pentru soția lui domnul Liviu, așa, pentru toată lumea bună care mă cunoaște, pentru mama lui bunica lui Mai. Da. Așa, pentru doamna Floroiu. Și pentru Luțicu. Nu înțeleg. Și pentru Luță. Și pentru Luță, da, și pentru mama lui, că este în viață, da. Și pentru Luță. Ce melodie? Cum, mamă dragă, anii tăi. Melodia se numește Mamă suflet călător. Mamă, da, suflet, da, călător. Eu așa, da, am prins, primul eu, dacă... vers, așa spune, mamă dragă, da, anii tăi. Așa am prins eu odată din melodia dumneavoastră un, da, refren, da, acolo și mi-a plăcut foarte mult. Vreau o părere despre Liviu Dică, dar sinceră. O părere? Da. Este un om sincer, blând, oricum are o părere, am o părere foarte bună despre Liviu Dică. Îmi place domnul Liviu Dică, eu ascult în sat, eu sunt fan în sat, da, la, bine, la emisiunea lui... colegul dumneavoastră. Și uitați să vă spun, am uitat să vă urez la mulți ani, că a fost ziua dumneavoastră, domnul Belgher. Nu! A fost o farsă! A fost! Pe cuvânt de onoare, eu pe 28 ianuarie ziua mea. Deci cineva și-a bătut joc. Nu e adevărat. Să-i mai dați pălăria lui domnul Gigi, că este, îi stă super cu ea. Lasă că are păduchi. I-am dat-o ca să ia și el. Să împreună ai lui domnul Gigi cu ai dumneavoastră, nu e problema. Ai mei erau răciți. Da. Da, nu e nicio problemă. Să împreună și să duce răceala și la unul la altul. Păi trebuie să se polenizeze. Da, e bine și așa, cum ziceți dumneavoastră. Când mai treceți pe aici la Leles, am să vă opresc eu, nicio problemă. Să vă dau ceva pădușe. Să-mi dați un pădușe de al meu răcit.
Da. Da, domnule. Dar să nu fie, dar să fie păduri, nu. Nu, ferească nu. Dumnezeu, Doamnă, terminați-o cu chestiile astea. Așa este, vai, Doamne, ce serios deveniră, domnul Belgher. Păi, așa sunt. Îmi pare, numai, știți ce aveți sincer? Serios, acolo la dumneavoastră, doar mustața. În rest? O dau jos. O dau jos după emisiune. La emisiunea nu, viitoare... Nu, că vă stă bine cu ea așa. Și să fie și pentru... Constăteanul meu, Liviu Șendroiu, că a fost ziua lui alaltă ieri pe 25. Să fie sănătos. Și dumneavoastră la fel. Cu mustața micinoasă m-ai făcut să plec de acasă. Nu, asta încântați odată când mâncați ciorbă de pasăre la Titanic. Ciorbă de pasăre la grătar? La Titanic. La Titanic? Da. Titanic. Anii ăia tineri. Și frumoși. Acum câțiva ani. Doamnă, păi eram... Acum, tată, acum, două, trei luni. N-are nimic, asta așa ca să nu... Bine, nu. Doamnă. Bine, domnul Belgher, mulțumesc încă o dată. Să rămâine și vă mulțumim de telefon. Sănătate și cât mai multe CD-uri. Și aș vrea și eu un CD cu dumneavoastră. Când am fost la munte, acolo n-am prins. Am găsit cu altcineva, nu... Bine, doamnă, o să încerc să... Mi-a promis Costi Bugă că o să facem un CD super adevărat. Poate treceți pe la Lele și o să-l dau la... întrebați pe Mai cine e da. Manții și puteți să-l aduceți nească personal, că nu mă supăr. Da, doamnă. Da, doamnă. Dacă aveți și vinul bun, de ce să nu vin? Asta e bună. Păi la vinul de butură... Că... Eu țin damigeana goală în portbagaj în fiecare zi după mine. Am fi transmis și lui vecinul meu, Ionel Drăgan. Ionel? Unchiul Ion Drăgan? Unchiul lui Mai, da. A, Ionel? Da, Ionel, că e chiar vecin cu mine aici. Da? Da. Bine, doamnă scumpă. Bine, domnilor. La revedere. Sărumâile, și sărumâile. Bine, mulțumim frumos de telefon. Sărumâile. Liviu, ai venit în Gorji, ești mai iubit decât noi la emisiunea aici în Gorji. Nu se poate. Să vin mai rar? Sau moare femeile după tine. Putem să vin mai des. Așa o să fac. Așa o să fac. Liviu, pentru că avem multe melodii și extraordinar de frumoase, vreau să vorbim mai puțin și să ascultăm. Cântăm mai mult. Să cântăm mai mult. Pentru că asta vor și telespectatorii. Fa pare că mă înjură câte ori. Bă, termină cu vorba aia. Bine, ascultăm muzică. Muzica. Dragostile cine le poartă, l-ai om dintr-o bucată, știe cum să se împartă și împacă două deodată. Dragostile cine le poartă, l-ai om dintr-o bucată, știe cum să se împartă și împacă două deodată. Dulci sunt dragostile toate, dar mai dulci sunt pe furate, dar mai dulci sunt pe furate, la 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 la. Când te lasă nevestica, te prijoane ibovnica, te prijoane ibovnica, la 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 la. Cine n-are ibovnică, ori nu poate, ori e frică, sau nu știe să iubească, mai multe să amăgească. Cine n-are ibovnică, ori nu poate, ori e frică, sau nu știe să iubească, mai multe să amăgească. Dulci sunt dragostile toate, dar mai dulci sunt pe furate, dar mai dulci sunt pe furate, la 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 la. Când te lasă nevestica, te prijoane ibovnica, te prijoane ibovnica, la 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 la. Bărbat nu-i pasă că insurat, poartă de grijă la patru și nu-l bănuiește satul. Ăla care e bărbat nu-i pasă că insurat, poartă de grijă la patru și nu-l bănuiește satul.
dulci sunt dragostile toate, dar mai dulci sunt pe furate, dar mai dulci sunt pe furate, la 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 la. Când te lasă nevestica, te prijoane ibofnica, te prijoane ibofnica, la 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 la. Bărbatul care iubește într-un pat nu îmbătrânește, învârtește 15 dește, niciuna nu-l dovedește. Bărbatul care iubește într-un pat nu îmbătrânește, învârtește 15 dește, niciuna nu-l dovedește. Dulci sunt dragostile toate, dar mai dulci sunt pe furate, dar mai dulci sunt pe furate, la 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 la. Când te lasă nevestica, te prijoane ibovnica, te prijoane ibovnica, la 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 la. Dulci sunt dragostile toate, dar mai dulci sunt pe furate, dar mai dulci sunt pe furate, la 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 la. Când te lasă nevestica, te prijoane ibovnica, te prijoane ibovnica, la 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 la. Foaie verde busuioc, aș vrea timpul să-l întorc și să rămân în viața toată copil cum eram odată. Și să rămân în viața toată copil cum eram odată. Să văd pe mama și tata, să le deschid din nou poarta, să sărut mâinile care m-au crescut, m-au făcut mare. Să mă dojenească și mama să mă iubească, să-i stau cu capul în poală și să-i simt mirosul iară. Să-i stau cu capul în poală și să-i simt mirosul iară. Mirosul de pâine coaptă în cuptorul de pe vatră și de flori de câmp uscate toamna târziu adunate. Să mă chem în casă, să mă așez din nou la masă, la masa cu trei picioare unde îmi puneai de mâncare. La masa cu trei picioare unde îmi puneai de mâncare. Azi-mi văd anii trecând, tânăr, nici eu nu mai sunt. O să ajung și eu cândva, bătrân, cum ești dumneata. Uite că, cred că intră... Că iar suntem în direct. Iar suntem în direct. Uite, îmi spun telespectatorii, ai o voce extraordinar de frumoasă, cinstăție. Dar m-a sunat mulțumesc în pauză cineva de la Limpești. Ai auzit de comuna Limpești, Livre? Da. E o comună extraordinar de frumoasă, traversată de râul Olteț.
Oltețul care ajunge și prin zona ta. Trece, traversează județul Olt, cred, și din Dolj prinde. Dolj. Se varsă în Găleat. Livle, tu ai înregistrat aceste două albume cu o formație din Chișinău. Da, cu orchestra Mugurel din Chișinău. Dirijor Ion Dascăl. Da. O orchestrație extraordinar frumoasă. Bine, Chișinău, Moldova în general. Am văzut și echipe de dansuri. Nu știu, dansează într-un fel anume. Îți transmit ceva. Benefic pentru tine ca om. Așa este. Iar eu am văzut lucrul ăsta pe pielea mea, dacă pot să spun așa, pentru că am fost de câteva ori pe la Chișinău, am făcut vreo câteva drumuri și, sincer, am descoperit acolo, dacă vreți, lumea de altă dată, lumea care era și la noi, pe care o știam eu. Încă se mai păstrează. Când, în momentul când treci granița, ai dreptate, perfecte dreptate, naturalețea omului simplu, categoric, când treci granița la Republica Moldova, intri automat în peisajul dinainte de 89. Eu așa zic, mie așa mi se pe cuvânt de onoare, așa este. Ai intrat în acele crame, intri cu camionul. N-am intrat. La 100 de metri sub pământ, milioane de slică de vin și pe dreapta și pe stânga. Deci peste 70 de kilometri să mergi în cramă pe sub pământ. E ceva extraordinar de frumos. Avem un telefon. Alo? Bună seara! Bună seara! Să trăiesc, domnul Berge, trăiesc, domnul Rivugică. Mă numesc Nicu Cota din comuna de Înclilești, județul Gorj. Da, Nicule, e unchiul lui Mariana Ionescu și lui Marcela Fota, da. Da, nea Nicu. Ce mai faceți, neavoastră, ce mai spui? Ce să vă, Nicule? Matale, închisești văcuța aia. Nu, am deja la iarbă, nu am închisei până acum, domnule. Nu? Dar nu mă ocup eu cu treaba asta. Soția. Soția, de. Mata doar servești produsul, finit. Atât, domnul Berge, atât. Adică lăpticul, acolo la masă, lingurița. Brânză. Și mămăliguța. Ce mămăliguță? Nu e bună? Cu lapte merge și o bere. Nu merge berea. Dar la câteva ore distanță. Ce vreau și eu? Domnul Ivodică, pentru șofer nu aveți niciun cântec? Încă nu am în repertoriul meu niciun cântec pentru șoferi sau despre șoferi. Îi dau permis în seara asta. Și o să aibă în vedere în viitor, Nearicule, pentru Matale, o melodie cu șoferii. Exact. Sunt șofer de o viață întreagă. Și am plimbat mândrele cu roaba, sau cum? Nu, am decât 20 de ani de tir. La ITIA Craiova, că știe domnul Ivo. ITIA. Deci, cabina tirului a fost și garsonerie și... Pe timpul Ianicu, eram din 81 până în 2001 a fost la Severinul de acolo. Cabina tirului și casă și masă și sufragerie și... Așa. Feriți-vă, oameni buni, măi, măi, de șofer cu 4 luni, măi, măi. Meserie nu cunoaște și vă calcă ca pe broaște? Dar mata ești profesionist. Domn Berger? Da, domnul Nicu. Pe Grecia călca șerpi din mers, plosăreată sub mașină, vedeți, că acolo e foarte mult șerpi. Cum? În Grecia, când făceam Grecia, e imposibil să nu omor șerpi. Să nu omor vreo broască? Nu, șerpi, nu broască. Șerpi? Da, da. Dar, Nicule, mă sfâșie prin inima. Erea mari nihănile. E foarte mult acolo. Cam ce lungime avea șerpoaica? Europa și Asia, domnule. Cum? A făcut și Europa, toată și Asia. Atât de lung era șarpele? Nu, nu, domnule. Nu, lăsa-l cu șarpele.
Am zis cât de lungi erau șerpii, al mai mare, care l-ai călcat. Erau corăciți de asfalt. Ieșeau la asfalt, că era cald în vâzire. Îl durea capul. Îl durea capul, zice mă. Și matai de dai definitiv atul. Îl stădea pentru mașină. Antidotul. Ia. Antidotul. Era leacul. Vreo dedicație, Neanicule? Pentru familie și prieteni și tot ce se uită mai în satele. Și pentru vecini. Toate merădire domnului Budică să fie pentru toată lumea. Neanicu, și, uită, și pentru vecinii matale, că... Pentru vecini și pentru vecine și pentru toți. Așa, și pentru vecine, Neanicule. Că vezi că te trezești cu tiga aia în cap. M-a lăsat, am avut destul timp în tinerețe. Acum... Nu mai ai coadă la tigaie? Da. Aoleu, ce-al dracu e? Când te roagă fetele, când te roagă fetele și te-a lăsat oasele. Aia, aia e cea mai mare cauză. Râdem de viitorul nostru. Lasă-ne, asta e, noi suntem trecători prin viață. Suntem musafiri pe lumea asta. Viața mea a făcut-o. Să fiți atent că o să fie în seara asta o melodie care zice... Mă uit cum se duce vremea. Asta dacă tot ajunserăm pe la subiectul ăsta. Spune multe. Da, asta e bună. Vă bine, Neanicule. Cele bune și tot cele dorite. Sănătate, Neanicule. Nu mai bine. Liviule, pentru Alin Tăvală de la Sibiu. Uite, ne prinde la Sibiu. Toate melodiile. Unul dintre cei mai buni saxofonii din Sibiu. E foarte bun la saxofon. Și pentru prietenul nostru Dodică de la Baia de Fier. Baia de Fier, unde este rădăcina ciobănimii din zona mioritică. Nu știu, mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să strâng așa câțiva prieteni, să te avem în mijlocul nostru, să ne simțim bine. Nu știu. Ai o voce extraordinar de plăcută și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația. La exact. Am o invitație la munte, și la două oi așa la un ceaun cu sacrificate și să le ierte vreo Dumnezeu că deja le-a pus gând rău ciobanii. O să fac o emisiune acolo. Dacă vrei să vii două zile acolo la munte, ar fi minunat. Ia zi, ia gândește-te. Păi pot să zic ceva? Să nu accept. Hai să mai spun ceva. Ia zile. Undeva prin 90 obișnuiam cu lăutarii cu care cântam la nunți să ne întâlnim fie la unul acasă, fie la celălalt, care stăteam la casă. Da. Să cântăm, să mai facem câte o chestie de genul ăsta, lucruri extraordinar de frumoase. Și după care mai tânjesc. Și eu la fel. Și care nu s-au mai întâmplat din păcate, învâltoarea asta a vieții. Nu știu ce se întâmplă. E un fenomen. Și eu cred că toate pleacă de undeva de sus. Dar în sfârșit, noi trebuie să ne trăim viața așa cum credem noi de cuvință. Înainte vreme, mergeam la petreceri cu polițiști, cu oameni ai legii, fără teamă, fără... Acum nu poți să te mai duci, fratele meu, nicăieri, că ți-e teamă ca și organul statului. Mă filmează unul, mă fotografiază unul, ia uite, dar stai mă, omule, toți suntem oameni și toți vrem să ne trăim viața așa cum vrem noi. Toți mâncăm, exact. Toți bem un pahar, important e să-l bem cu categoric. Limită, toți avem bune și rele, dureri și... Și iartă-mă, am ajuns să vorbim la ureche, să nu mai vorbim pe telefon. Nu da, se poate de ceva. Din păcate... Evoluția omoară spiritul. 100%. Din păcate. Din 100%. Păcate. Iată, am niște prieteni, familia Roșoiu de la Racoți. Să le dau Dumnezeu sănătate și pentru ei melodiile din seara asta. Cu mesajul titele să aduci cățelul duminică să nu... Are un cățeluș din ăla, bușon din ăla. Bișon. 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 Și... De la mărunt. De la mărunt. De la mărunțel. Dar ce care pure și nu mi-l poate aduce decât să dea, trebuie să dea cu niște din să ăla. Să dea întâi, să cheltuie banii, să exact, dea cu ăsta, să nu... Categoric. Așa îl aduce cu pure și vă face cheltuială, trebuie să vă mai... După aia îl săpunesc eu, dar să-l aduc el. Livre, pe la anunț așa, întâmplări așa mai hazli, mai... S-a întâmplat așa mai...
Întâmplări hazli... Eu n-a trecut o nuntă să ne-am... Au mai fost. Și astea sunt de pe vremea când se cânta trei zile la spinarea omului. Dar când... nu crezi că au cam lumea a cam uitat de acele obiceiuri și nu mai are chef. Nu mai au chef bieții oameni să se mai joace. Știi cum era odată? Că astea erau niște jocuri, niște obiceiuri foarte frumoase. Râdea lumea. Acum stă și se uită așa. Păi, ce spuneam, evoluția asta, în primul rând tehnologică și până la urmă și evoluția umană ne-a dus și ne aduce ușor, ușor în acel prag în care... Starea pe care eu nu mi-aș dori eu. Nu, exact, tocmai de face roboți. Trăim din amintiri mai mult, din păcate. Întâmplări hazli și mai bune, și mai rele au fost. Cred că fiecare din ăștia care cântăm sau care am mai prins vremuri, da, mai vremurile de la mai de demult, un pic da. Așa, vremurile în care cortul mai era spart, mai curgea apa prin farfurie, că se punea câte o ploaie, în care te încingeai vara de cald. Este adevărat. Și mureai de cald. Au fost. Și aș da vreo două exemple. Eram la o nuntă pe sfârșit de toamnă, într-o toamnă târzie și te mai prinde, fie zloata, fie zăpada, fie... S-a întâmplat să se ia curentul, să cântăm pe la rece, oamenii la rândul lor să aibă pretenția ăla, bă, vino să cânt și la masa mea, celălalt, bă, da, pe la noi nu mai ajunge. În fine, la un moment dat nu mai știai cum să te împarți, cum să faci să fie bine. Până la urmă a căzut portul, s-a rupt de la jumate și am scăpat și noi și ei. Și noi de ei, și ei de noi. S-a întâmplat la mai multe nunți. Avem un telefon. Liviu, te iubește lumea. Ascultăm. Alo? Închis? Vai de mine, vai de mine. Cine crezi că ne urmărește la ora asta? Ai auzit de surorile Coardă? Seriu, să nu ne urmărească. Surorile Coardă de la Baloșani, de la Stejari, cântă extraordinar, dumnezeiește. O să auzi de ele. Nu le cunosc personal, dar am auzit. O să auzi de ele. Dar am auzit de să le ajute Dumnezeu, au o familie minunată și să fiți cuminți. Atâta vă spun, nimic mai mult. Cuminți că, știți, au un tată foarte sever. Livule, așa. Când ești tată și ai fete, normal că duci mai multă grijă. Categoric. Că la băieți e mai liber. Vine cu căciulă, o scutură și să pune în cap. Să ferească Dumnezeu, să nu-și dea în cap, să nu știu ce, să nu facă alte prostii. Dar la fete normal că e posibil grija. Să vină puțin cu lucernă. Duci grija. Să scape lucernă. Deci, Livle, mi se spune de către Vlad Țepeș să mai ascultăm puțină muzică. Hai să ascultăm. Hai să ascultăm. Dragă Anita, sunt tot mai puțin și greu, că a venit așa îndată bătrânețea blestemată, ca o haină ponosită de
destrămată și urâtă. S-o porți și s-o duci pe umeri, zilele să ți le numeri. Mamă, suflet călător, tu dai viață și duci dor, tu dai viață și duci dor. Și un munte de greutăți pentru copii și nepoți, că ne porți grija la toți. Stari pe lângă tine, de greutăți ne-ai ferit și-ai dus dor necântărit, măi. Pentru fiecare dor ți-a albit un fir de păr și s-au adâncit pe frunte an de an cu mai multe. Mamă, suflet călător, tu dai viață și duci dor, tu dai viață și duci dor. Și un munte de greutăți pentru copii și nepoți, că ne porți grija la toți, mă. M-au făcut să înțeleg că în lumea asta cu dor nimeni nu-i nemuritor, măi. Rodim și trudim cu rândul, de asta ne ține pământul. Să lăsăm în urma noastră copii să ne moștenească. Mamă, suflet călător, tu dai viață și duci dor, tu dai viață și duci dor. Și un munte de greutăți pentru copii și nepoți, că ne porți grija la toți. Suflet călător, tu dai viață și duci dor, tu dai viață și duci dor. Și un munte de greutăți pentru copii și nepoți, că ne porți grija la toți, măi. Și-o trăiesc, de-aia petrec și iubesc, până nu mă prăpădesc, dorule. Până-i vremea, mai dau zor să iubesc și să duc dor, nu vreau să-i rămân dator, măi. Am o viață
viață și-o trăiesc, de-aia petrec și iubesc, până nu mă prăpădesc, dorule. Până-i vremea, mai dau zor să iubesc și să duc dor, nu vreau să-i rămân dator, mă. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, mă sare rândul, că nu-mi părățesc pământul. Sunt tânăr, e de mine, mâine altul ar-mi vine, firul vieții mult nu ține, dorule. Azi în frunte, mâine în coadă, timpul pe nimeni nu iartă, roata vieții nu-i pătrată. Cât sunt tânăr, e de mine, mâine altul ar-mi vine, firul vieții mult nu ține, dorule. Azi în frunte, mâine în coadă, timpul pe nimeni nu iartă, roata vieții nu-i pătrată. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, mă sare rândul, că nu-mi părățesc pământul. Viață, n-am 100 pentru ce s-o am urâtă, cât puterile m-ajută, dorule. Ce mai fac bătrân cu banii, că-s la fel de grei ca anii, nu-i mai râvnesc nici dușmanii. Am o viață, n-am 100 pentru ce s-o am urâtă, cât puterile m-ajută, dorule. Ce mai fac bătrân cu banii, că-s la fel de grei ca anii, nu-i mai râvnesc nici dușmanii. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, mă sare rândul, că nu-mi părățesc pământul. Trec și se scurg, vreau nu vreau și eu mă duc, nu țin viața sub papuc, dorule. Dacă nu trăiesc, mă ține sub papuc viața pe mine, ce-mi dă azi o să-mi ia mâine. Zilele trec și se scurg, vreau nu vreau și eu mă duc, nu țin viața sub papuc, dorule. Dacă nu trăiesc, mă ține sub papuc viața pe mine, ce-mi dă azi o să-mi ia mâine. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, mă sare rândul, că nu-mi părățesc pământul. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec, rămân cu gândul, dacă nu iubesc, mă sare rândul, că nu-mi părățesc pământul.
se duce vremea și cum mă lasă puterea. Cum mi se rerește pasul și se încrețește obrazul. Cum e pana corbului, mi-erau tâmplele argintii. În oglindă mi-amintesc, mi-era drag să mă privesc. În oglindă mi-amintesc, mi-era drag să mă privesc. Când eram tânăr puteam, măi, căram singur un buștean. Dar acum fără putere, sunt grele și trei surcele. Fusă-i cruce de bărbat, toate le făceam cu drag. Dar de la o vreme văd că am strâns cureaua de tot. Dar de la o vreme văd că am strâns cureaua de tot. La dragoste aveam lipic, măi, dar m-am bun de-i bovnic. Iubeam mândrele de-a rostul, nu puteam să țin nici postul. Dar acum n-am ibovnice, nici măcar în zi de dulce. Din ele ce mi-au dat gura, m-aș mulțumi și una. Să-i pun mâna pe ciupac, să-mi fie și mie drag. Ce-aș mai prinde și eu vlagă cu o mândruță în cojoacă. Ce-aș mai prinde și eu vlagă cu o mândruță în cojoacă. Zile, că si bolta a plecată, căsuța la colț crăpată, curtea casei neîngrijită, cu luca putrezită, peste tot iarba crescută și fântâna nesleită. Dorm-mi e să fiu cu tata, seara să aprindem lampa, prin fereastra cu perdele, să pătrundă mii de stele. În odaia văruită, unde atârna în grindă, măicuța noastră din toamnă, cu suioc legat cu sfoară. Lacrimile stau să cadă unde s-a ni de altă dată, când mă-ntorceam de la joacă în miros de pâine coaptă. Până punea mama masa, tata își pregătea coasa, ascuțind la ea din timp pentru a doua zi la câmp. Dorm-e să fiu cu tata, seara să aprindem lampa, prin fereastra cu perdele, să pătrundă mii de stele.
în odaia văruită, unde atârna în grindă, măicuța noastră din toamnă, cu suioc legat cu sfoară. Povara anilor, toate stau la locul lor. În vatră ce nu și-ai stinsă, oasa ta te-i neatinsă. Și-a de ruginită în prun, tăicuța-i de-acum bătrân. Tânăr n-avea preget tata, spărgea cu o mână piatra. Dorm-mi să fiu cu tata, seara să aprindem lampa, prin fereastra cu perdele, să pătrundă mii de stele. În odaia văruită, unde atârna în grindă, măicuța noastră din toamnă, cu suioc legat cu sfoară. Ca un vis frumos de noapte, au trecut cu timpul toate. Suflă vântul prin o gradă și căsuța stă să cadă. Tata sub barba albită, multe gânduri vrea să ascundă. Doar unul să-l știu mă lasă, că m-ar vrea din nou acasă. Dorm-e să fiu cu tata, seara să aprindem lampa, prin fereastra cu perdele, să pătrundă mii de stele. În odaia văruită, unde atârna în grindă, măicuța noastră din toamnă, cu suioc legat cu sfoară. Deci e important să fie pozitivă energia. Pozitiv. Asta e. Pozitiv. Iată-ne, dragii noștri, nou împreună cu Liviu Dică. Este unul dintre cei mai iubiți artiști ai țării noastre, Românica. Liviu, trebuie să faci și noi câteva dedicații. Ce să avem telespectatori care te iubesc. Da, dați-mi voie înainte de toate voie. Să... Leo, măi. Da. Voie. Asta o fi defectul anilor de acasă. Da, este adevărat. Da. E o chestie amicală. Da. Familie Strat. De la Bălănești, sigur că da, să le mulțumesc pentru apreciere, pentru și să le dedic și eu o întreaga emisiune din seara aceasta, din toată inima. Inima ta dulce și bună. Tuturor celor care ne privesc le dedic această emisiune și toate melodiile cântate de mine. În general, rar fac dedicații așa stricte. Ce să face, pentru că noi suntem puși pentru a mai descreți frunțile celor care ne privesc. Pentru că au și așa atâtea probleme și atâtea necazuri, inclusiv exact. Noi. Și din partea lui doamna Doina, pentru soțul dânsei, domnul Petre, și pentru copiii dânșilor Petre, Nicolae, și pentru Petria, Daniela, să le dea Dumnezeu sănătate. Și pentru Liviu și pentru Mihaela de la Scoarța și pentru fetița lor Maia și pentru mămicuța lui Liviu, multă sănătate să vă dea bunul Dumnezeu, pentru că duminică e Sfântul Nicolae și Sfântul Petru. Sfântul Petru și Pavel. Și Pavel. Tuturor celor care aveți numele de Petre, Petre Rădulea, Petre de la Novaci, cel mai tare șofer de la judecătorie,
și toți pe cei care îi cheamă Petre să-i dea Dumnezeu sănătate și Pavel. Și pentru Ilie și pentru Gabi și pentru Ademona de la Elegi multă sănătate și pentru doamna Nina Predescu și pentru familia dânsei și pentru mamica din partea regiei și din partea televiziunii SATV multă sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu. Sunteți o familie deosebită, cu un suflet în care încape toată România asta. Cu Republica Moldova cu tot. Cu Republica Moldova cu tot. Avem un telefon. Alo. Bună seara, domnul Velger. Bună seara. Sunt un prieten de-al lui domnul Ion Măgureanu, dacă îl știți. Constanțeanul dumneavoastră, vecinul dumneavoastră. Cine? Ion Măgureanu. A, da? Păi cum, pă, dacă chiar lucrez, lucrăm împreună. Da, sunteți inginer pe tractoare? Nu, eu nu sunt. Eu sunt cu altă meserie. Da? Da. Și te rezolvați problema cu fântâna. Nu mai trebuie. nu mai trebuie. Iartă-mă o clipă, trebuie să povestesc că dacă ai adus aminte de fântână. M-a pus Dumnezeu într-o zi, m-a sunat Neciu, ca așa zicem noi la Lipești, să vin să... că eu am o pompă de zlăit fântâni. Și am zlăit multe fântâni din comună și m-a chemat să zlăiesc o fântână acolo la Lipești. Și o doamnă, că e doamnă, e femeie, a venit și m-a luat cu mâinile de gât și te omor, ce cauți să zlăiesc fântâna? Ați pomenit așa ceva? Nu mă bag eu. Te-ai faceți o dedicație din partea mea. Lui Neciu? Da, din partea lui Adrian. Lui Adrian? Da. Gata, Adriane. Bine, să treci. Sănătate, o noapte plăcută. Să revenim. Să revenim la... Tu ai doi copilași. Am doi, nu? Băieți. Doi băieți. Am doi să băieți. Să-ți trăiască. Mulțumesc la toată lumea. Am doi băieți, unul are 15 ani, celălalt 10 ani. La vârsta care poți să pună mâna... Mare, mai mare decât mine, mai înalt decât mine. Ce se întâmplă? Din cauza, cred, știu că și fiul meu cred că e mai mare decât mine puțin, din cauza... Traiului ăsta de acum. Exact. Din cauza chimicalilor astora. Am doi băieți... Și o familie frumoasă cu care mă mândresc, o familie care mi-a fost de ajutor și mi-este alături întotdeauna în ceea ce fac eu. Foarte mă refer frumos. Aici pe plan muzical. Adică soția înțelege că, dragă, trebuie să plec. De să... unul singur nu răzbești niciodată. Categorie. Cred eu, în niciun domeniu nu poți să faci performanță dacă nu te susține nimeni. Și de cele mai multe ori acea susținere morală este... pe primul loc. De fapt, dacă aia nu e, restul... Iartă-mă, te rog din suflet, asta spun și eu la oamenii mei, la conțăranii mei din comuna mea. Fraților, dacă nu facem o asociație, un grup, să putem face ceva să răzbim, nu putem, de unul singur, de unul se singur niciodată. Nu poți să faci absolut nimic. Nu. Și asta le spun și le repet de fiecare dată. Haideți să facem niște asociații, să pot face niște, accesa niște fonduri. Dar de unul singur nu poți, clar. De unul singur întotdeauna acel greu atât devine imens. Exact. Și nu știu dacă poate fi răzbit. Și dacă tot veni vorba de lucrul ăsta, la cele două albume ale mele au muncit mai mulți oameni. Și dați-mi voie să le... Cum să le rostesc? Chiar plec din studio. Nu. Stați aici să fiți martori. Da. Stai aici să fiți martori. Așa, m-am corectat. Da. E vorba de doamna Nina Predescu. Pe primul album am un text tare frumos realizat de către dumnea ei. Să-i dea dumneavoastră sănătate. Și dumnea ei și întregii familii. Și să mai poată face lucruri din astea frumoase pentru toți. Dar chiar care... că face extraordinar de multe lucruri pentru foarte mulți. Exact. Pentru foarte mulți. Și are o casă, nu știu dacă ai fost la Nina Predescu acasă? Acum vreo 3 ani.
știu eu, muzeul vezi, acela da, de care vorbește toată splendoare, lumea. E o splendoare. O să, probabil o să-l iau eu în concesiune și o să stau la poartă, să iau și câte un leu de la intrare să viziteze. Păi da, ce are Nina acasă, nu avem nici în Gorj și pe nicăieri. Deci nu sunt, am văzut lucruri ceva. Care de cele mai multe ori sunt, sau de multe ori sunt apreciate abia după mult timp, după strădania acelui Categorie. Care le face. Și vorbim aici de muzeul doamnei Nina. Nina are ce lăsa în urmă. Eu ce să las cățaua legată pe lanț? Ce sunt. Să? Da, uite, săraca a făcut niște lucruri minunate. Oamenii de o mare valoare și oamenii deosebiți, zic eu că asta fac. Fac lucruri cu care nu e neapărat în frunte să bată toba azi, dar în timp se vede ceea ce au făcut, ceea ce lasă în urmă și este apreciat. Vorbeam de doamna Nina Predescu, de Aurel Blondea, care are câteva melodii compuse pe primul meu album, Mitel Drăgulin, de asemenea, de la Ian Cujianu, Orchestra Mugurel, încă o dată, și maestru Ion Dascăl, niște oameni deosebiți acolo la Chișinău, și un alt om, nu întâmplător l-am lăsat la urmă, e vorba de doamna Georgiana Ion, textier, interpret, creator de la noi, din Dolj, interpret de folclor, unul din acei oameni care merită... Nu aduce și noi în fața acelui teatrului din Dolj. În icoană. Ioana... Georgiana Ion. Georgiana Ion. Cei din domeniul nostru al muzicanților știu cu siguranță despre cine este vorba și deja pot să spun eu că o țară întreagă știe despre cine e vorba și ce se întâmplă, câte lucruri minunate face pentru interpreți. Chiar dacă, scuze, chiar dacă mai există tendința asta de a nu spune a unuia sau a altuia, bă, cine a compus textul ăsta sau melodia asta sau... Unii și le asumă. Să nu-ți însușești niciodată meritele. Dacă scoate în evidență pe cel care... Dacă e să însușești ceva... A făcut textul, da. Eu mi-au criticile asupra mea, dacă e, dar meritele le împart la toți, că așa e normal, așa e frumos. Nu știu, ne potrivim din multe puncte de vedere. Și dacă e ceva rău... prefer să iau eu asupra mea, dar lucrurile bune trebuie menționate și de asta spun că sunt oameni care musai trebuie să recunoaștem că ne-au ajutat. Și mai e Adi Mihu de aici, de la Târgu Jiu. Da. Bun testier. De asemenea. Da. Nu știu, crede-mă din suflet că nu, eu nu fabulez. Eu poate mă crezi că sunt nebun, dar mă simt foarte bine, eu personal, când cei din jurul meu sunt fericiți. Deci chiar dacă o sufăr eu, dar să văd pe cei din jurul meu că sunt fericiți, să nu văd om că suferă. Sau să umpli spitale. Păi eu plec cu toate bolile la mine. Pe cuvânt de onoare. Nu știu. Fiecare are felul lui de a fi. Fiecare om are felul lui de a fi. Fiecare are... și lucrurile bune și rele, nu există un perfect, nu există un fără necaz, nu există un fără... Toți greșim, fără toți... fără probleme. Dacă cineva ne vede râzând acum, nu înseamnă că unul dintre noi n-are vreun gând, vreo... Și asta e în general. Deci pe un milion să mă duc și eu cu mașina acasă să... Aole, dacă aș avea un milion, aș fi mare. 100 de lei se mai găsește, dar da, un milion e cam mare. Un milion e mare. Da, Livile, nu știu. În sfârșit. Viața merge înainte, cu bune, cu rele. Trebuie să trecem. Important e că avem cântecul de partea noastră și... Și e foarte bine și cântecul ne mai alină din dureri și din necazuri. Avem un rol bine definit pe pământ. Artiștii au rolul lor acolo. Și de asta am și propus odată. De ce, doamne, artistul să iese și la pensie
pentru că e artist, el cântă. Nu? Și el, un artist înveselește poate o țară întreagă. Dar țara asta întreagă nu e în stare, mă, un leu de-ar pune de fiecare, să-l țină și pe el la pensie, să aibă și el o bătrânețe frumoasă, că el toată viața lui ne-a distrat pe noi, nu? Așa e, din păcate se întâmplă de multe ori ca mari nume și de cântăreți și de, de actori, de oameni de cultură, nu mai vorbim, categoric, mari nume să ajungă la bătrânețe sau când se sting, să se stingă în sărăcie. Cred că, nu știu dacă așa o fi fost sortit de-a lungul timpului și dacă oamenii chiar merită tratamentul ăsta. Până la urmă... Ei, o să plătească toți cei, cei care a făcut lumea să sufere, așa că nu trebuie să ne facem probleme, că totul se plătește pe lumea asta. Livre, ce crede tu, ce crede tu, Livre, dacă am mai ascultat 4 melodii cu Liviu Dică? Le ascultăm cu mare drag. Deci, 4 melodii cu Liviu Dică. Bucurați-vă! Târziu am înțeles că părinții au locul lor. Cât trăiesc uităm de ei, dar îi pomenim când mor. N-au cerut mult niciodată pentru ei singurul dar. Sunt copiii și nepoții, dar ne văd destul de rar. Pentru noi copiii singurii sunt sfinții, mai curați la suflet decât sunt părinții. Ce păcat că în viață timpul măsurăm și nu-i mai găsim când îi căutăm. Aș lăsa acum, fără să țin seama, prietenii să aștepte până trec la mama. Lăutari în creșmă i-aș lăsa să cânte, până schimb cu tata câteva cuvinte. Rămas timp puțin și ca mâine viața-i gata. Patru pereți goi vor ține locul lui mama și tata. Mai ține-i, Doamne, în viață, că-n sfârșit am înțeles. În respect îmi stă iubirea și-am să trec la ei mai des. Pentru noi copii singurii sunt sfinții, mai curați la suflet decât sunt părinții. Ce păcat că-n viață timpul măsurăm și nu-i mai găsim când îi căutăm. Aș lăsa acum, fără să țin seama, prietenii să aștepte până trec la mama.
lăutari în crâșmă i-aș lăsa să cânte până schimb cu tata câteva cuvinte. Aș lăsa acum, fără să țin seama, prietenii să aștepte până trec la mama. Lăutari în crâșmă i-aș lăsa să cânte până schimb cu tata câteva cuvinte. Și-l joacă, cine să pricepe, nu mai sta pe lespede, vino repede. I-auzi mândru, dansul începe și-l joacă, cine să pricepe, nu mai sta pe lespede, vino repede. Jocul ăsta știu bine, pe loc mândru nu mă ține, hai mândruțo dragă și joacă-l cu mine. A venit lumea la horă, mama să uită de o oră, să vadă mândruță, te-i găsă-ți vreo noră. Joc și-o babă, că acasă n-are treabă, uite-o horă cum mai sare, parte-i fată mare. A venit la joc și-o babă, că acasă n-are treabă, uite-o horă cum mai sare, parte-i fată mare. Apără-mă, Doamne Sfinte, zău că nu mai am cuvinte, vezi mândruț-o baba, mi-o luat înainte. Uite că de râs ne face, știe baba și ce-i place, dansul ca la munte, binișor să-l joace. Neamărin își joacă fata și plătește toroboata ca să vadă lumea toată că-i fată bogată. Neamărin își joacă fata și plătește toroboata ca să vadă lumea toată că-i fată bogată. Poate că dintre ficiorii o să-i vină pețitorii, tot de viță bună cu mulți bănișori. Lasă neamărine, lasă, ceaba e pământ și casă, tot mântruța mea e cea mai frumoasă. Dacă am o fată, nu sunt supărat pe soartă, că mâine, poi mâine, fata cu milă îmi deschide poarta. Și ce dacă am o fată, nu sunt supărat pe soartă, că mâine, poi mâine, fata cu milă îmi deschide poarta. Și-o venit doi fii la pat și pe furici de bărbat, cu o bucătură în sân să-mi dea când doi fii bătrân. Și-o venit doi fii la pat și pe furici de bărbat, cu o bucătură în sân să-mi dea când doi fii bătrân. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă să mă socotească tată. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă să mă socotească tată. Rămâne tot fată și din suflet
strigă tată, că la băiat îi dai casa și tot zice ca nevoasta. Fata rămâne tot fată și din suflet strigă tată, că la băiat îi dai casa și tot zice ca nevoasta. Dar fata ia și-ți scârpește o cămașă, ți-o clătește, zestre-i dai un braț de țoale, nu te uită până moare. Dar fata ia și-ți scârpește o cămașă, ți-o clătește, zestre-i dai un braț de țoale, nu te uită până moare. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată umite și înțeleaptă, să mă socotească tată. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă, să mă socotească tată. Vede o cană cu apă și o vorbă cu blândețe la vreme de bătrânețe. Cine are în lume fată, vede o cană cu apă și o vorbă cu blândețe la vreme de bătrânețe. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte, îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte, îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să se aducă. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă, să mă socotească tată. Am avut noroc și soartă și parte să cresc o fată cu minte și înțeleaptă, să mă socotească tată. Cât mai ești nemăritată, că bărbat când îți vei lua țipărul prins în basma. Poartă cos pe spate, fată, până ești nemăritată, că bărbat când îți vei lua țipărul prins în basma. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea, când ți-o albi părul în frunte, ai fugit, dar nu ai unde. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea, cât mai ești la tata în casă, râși și să fii bucuroasă. Joacă horă până nu te duci de noră, soacrărea dacă îți iei, nu mai faci tată ce vrei. Nu te facă, joacă horă până nu te duci de noră, soacrărea dacă îți iei, nu mai faci tată ce vrei. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea, când ți-o albi părul, ai fugit, dar nu ai unde. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea, cât mai ești la tata în casă, râși și să fii bucuroasă. Fată,
preț pe ani, acum cât nu ai dușmani. Singură când nu mai ești, la tot pasul întâlnești. Pune fată preț pe ani, acum cât nu ai dușmani. Singură când nu mai ești, la tot pasul întâlnești. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea. Când ți-o albi părul în frunte, ai fugit, dar nu ai unde. Bucură-te, fata mea, acum cât ești tinerea. Cât mai ești la tata în casă, râzi și să fii bucuroasă. Să spune și mie, când intrăm în casele oamenilor. În casă, cred că intrarea, dar nu bătrâneam la ușă. Trebuie să amintesc telespectatorilor noștri că vineri avem pe doamna Ileana Lăceanu la emisiune. Avem multe de povestit cu Ileana. Și să-i răspund lui prietenul meu, Lușu, de la Bălcești, că am greșit când am zis că e Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae prin decembrie, cred, nu? Când e? Așa prin este, decembrie. Sfântul Pătru, am zis, Lușule. Ai urechile înfundate, mi-a cerut scuze. Și, dragii mei, după vreo 20 ceva de ani, a venit în țară un fost coleg de-al meu de generală, Puiu Crudiu, din Franța, deci probabil o să-l invit la o emisiune să povestească ce e în Franța și ce e la noi. Să ne povestească întâmplările lui de 20 de ani. Așa, să revenim la invitatul meu, Liviu Dică. Liviule, planul de viitor, să te căsătorești? Mă rog doar să fiu sănătos. Și eu doresc la fel. Că meriți. Și până la urma urmei, ceea ce ofer eu lumii întregi, prin cântec, să se întoarcă înapoi ca și mulțumire sufletească, ca și apreciere. Asta ar fi una. Apoi doresc ca ai mei în familie, cu toții, să fie sănătoși, să fie bine, copiii să aibă o ascensiune, să zic așa, sau un parcurs al vieții poate de bun. Vreau din copii îți împărtășesc partea asta, latura asta artistică, nu. Nu se poate. Nu, niciunul dintre cei doi nu cântă și nu pare să aibă vreo înclinație în sensul acesta. Eu am încercat până la un punct să învăț puțin pian, acordeon, a mers. Și atunci am zis, lasă-i în pace. Că să facă ce vor cu viața lor. Eu țin minte că atunci când aveam 5, 6, 7 ani, muream eu de dragul acordeonului. Eu îl luam în brațe toată ziua și învățam Magdalena și Goji. Și o petanță. Și tanța, că da. Asta era deja un pic mai complicat. Da, da. Așa, și am zis, mă, dacă ei nu vin să din proprie inițiativă, asta nu se face cu forța, arta, muzica. Vreau să te întreb ceva. Și am lăsat. Tu realizezi așa în viața de zi cu zi că există o putere, că îi zice Dumnezeu, că îi zice Allah, cum eu zice, există o putere care ne coordonează activitatea de zi cu zi. Crezi lucrul ăsta? Eu cred că nimic nu e întâmplător și că pasageri și musafiri pe pământul ăsta, așa cum suntem, avem și rolul, călăuziți exact. Într-un fel. De ce nu ne-a lăsat Dumnezeu pe toți directori sau pe toți ingineri sau pe toți ciobani? Sau, vezi că ne-au rândit exact, ne-a împărțit exact în societate, ceva. Exact, în societate exact ce trebuie să... Un rol. Unii are nevoie, acolo a pus așa este, fiecare meserie. Ne-a împărțit pe toți. Pentru că altfel era un haos. Mai grav e când toată lumea
vrea să fie nu poți, director. Nu sau poți. N-ai cum să fie. Nu poți, crede-mă, să nu te lasă ceva. Nu te lasă să treci de bariera asta. Nu te lasă, efectiv. Grave când ne îmbătăm cu apă rece, eu știu, respect și apreciere am avut și am întotdeauna pentru orice meserie. Un electrician bun, un mecanic bun, un... Nu mai vorbim de oamenii ăștia din agricultură și din oamenii de la țară care pun umărul, nu mai știu cu câte greutăți, cum, la mersul ăsta al lucrurilor sau al vieții. Și nu spun la nimeni și nu fac din asta un, de multe ori, un capăt de țară sau nu se plâng. Te rog, spune ce părere ai de tineretul din ziua de azi. Întotdeauna există diferențe de opinii, lucrurile sunt văzute în mod diferit de la generație la generație. Dar este o diferență între ce am făcut noi în copilărie și ce fac ei acum. Este. Categoric este. Mi-aș dori în ziua de azi să se citească mai mult, să se meargă desculs prin bătătură mai mult, da. să se mai alerge pe uliță mai mult, lucrurile astea de la țară să fie descoperite și văzute cu alți ochi. Așa mi-aș dori. Iartă-mă o clipă, avem un telefon. Alo! Alo! Alo? Alo? Da, vă rog. Bună seara, de la Bună seara. De la Negoescu vă deranjează. Cine? Dumneavoastră și invitată dumneavoastră. Cine anume? Aș dori și o dedicație pentru soțul meu care s-are întors acasă. Vă ascultăm. Cu mesajul că îl iubesc mult. Și toate melodiile din seara asta să fie pentru el și pentru toată lumea care ne ascultă. Dar cum vă numiți? Cum vă numiți? Adela Negoescu de la Mehadia. Adela, ce faci, măi, Adela? De la foarte bine în sus. Asta e important. Foarte bine, ești la Mehadia. De la Mehadia, da. Transmite-i lui Vasile multă sănătate din partea mea. Mă auzi cu întârziere. Multe emisiuni așa bune cum ne faceți dumneavoastră. Da, cu întârziere vă auzi. Rămâneți alături de noi și... Să aveți o seară plăcută și totul ce vă doriți. Bine. Mulțumim. Mulțumesc mult, mult pentru telefon. Și vom dedica... De la Herculane mai puțin mai încolo. Mai încolo. Se revenim doamna la... că s-a întors soțul acasă din străinătate, din câte am înțeles eu. Înseamnă că mi-a adus și mie mașina. Poate ai venit fără mașină ca tăstre. Că am ajuns să merg cu bicicleta. E bine, e sănătos. E sănătos. Îmi venea în minte una din melodiile mele, vorba de Săraca Țară Bogată, melodie pe care am... compus-o, pentru că și eu, ca mulți alții, am pășit și am muncit un pic prin străinătate, prin anii 90. Am muncit și eu, Liviule, aproape 3 zile. Aproape 3 zile. Nu mai trebuie. Nu mai puteam ține mătra în mână. Nu, vreun an de zile, dar recunosc că a fost o experiență cel puțin interesantă pentru mine, unul. Am avut ocazia să văd cu alți ochi și Occidentul, să văd și partea bună și n-ai nicio rea. Valoare acolo. Nicio Dar, valoare. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-am întors acasă, că am rămas acasă, da. Că n-am rămas pe acolo. Este adevărat. Pentru că sunt fericit, așa cum sunt. Mi-aș dori să rămân. Mai bine mănânci o pâine mucegăită la tine în țară decât una albă dincolo. Și dulce. Deci, și dulce, da. No. Eu unul sunt fericit și consider că atât cât mi-a dat bunul Dumnezeu, mi-a dat destul.
este perioada exploatării omului de către om. Peste tot în lume e așa. Clar. Cine crede că acolo sau acolo sau acolo e altfel, se înșeală. Poate n-a avut ocazia să meargă și să vadă. Depinde de sufletul fiecăruia. Poți să fii un hain la suflet și atunci te porți la fel și cu semenii altfel tăi. Da. Sigur că da, indiferent de locul în care trăiești. Da. Și spuneam că a fost o experiență de viață utilă. Până la urmă eu zic așa, că cine n-a gustat amarul nu o să știe niciodată. Era melodia, am gustat străinătatea, e mai parșivă ca moartea. Da, era, așa este. Livrele, din păcate, emisiunea asta s-a apropiat sfârșit. A trecut așa de repede timpul cu tine, fantastic, și recunosc că melodiile tale mi-au înlăcrimat ochii. Sincer, cinste ție, pentru că poți să transmiți acele sentimente celor care te ascultă. Să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate, că e cea mai de preț la toată familia ta și tuturor celor care ne urmăriți și la dușmani, pentru că nu-i bine să urezi să urezi de rău la nimeni. Dacă e bine, e bine la toată lumea. Da. Nici la dușmani. Asta ar fi ideea și premisa de la care zic eu că trebuie să pornim toți. Niciodată categoric. Să nu dorim rău altuia. Și nu înainte de a termina, de a ne lua la revedere, vreau să transmit și eu lui verișorul meu Dorel Dediu și la toată familia lui și la toate familiile Dediu multă sănătate, și lui Veronica Belghir de la Seciul multă sănătate. Și Liviu, dacă tu mai ai vreo dedicație de făcut sau... Eu vreau să vă mulțumesc celor de la Ensat din toată inima pentru invitație. Mi-ați dat ocazia să le fiu alături gorjenilor. Celor care ne-au urmărit în seara asta, le spun doar atât, să fie sănătoși, cântecul popular să-l păstreze cât se poate de aproape de suflet, că până la urma urmei, eu zic așa, cu ăsta mai răzbatem prin viață. Să ne ajute Dumnezeu tuturor să fim sănătoși și să ne vedem sănătoși și să vorbim de lucruri bune și frumoase. Să dea Dumnezeu. Și pentru doamna Alina și domnul Gelu Gălățescu, multă sănătate. Sergiu Gălățescu, multă sănătate. Și ne vedem vinerea viitoare cu Ileana Lăceanu. O noapte plăcută și muzica. Să-ntorc sau măcar să-i țin pe loc, n-aș avea teamă că viața trece și de stramăața. De-aș putea ni să-ntorc sau măcar să-i țin pe loc, n-aș avea teamă că viața trece și de stramăața. Sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Viață ușor de toci, căpătâi cu căpătâi, cât aș legumi din tine, parcă tot ești prea subțire. Viață ușor de toci, căpătâi cu căpătâi, cât aș legumi din tine, parcă tot ești prea subțire.
sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Lasă-mă, Doamne, cum sunt, nici prea tânăr, nici cărunt, că înainte ar fi prea mult și înapoi prea la început, măi. Lasă-mă, Doamne, cum sunt, nici prea tânăr, nici cărunt, că înainte ar fi prea mult și înapoi prea la început, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Doamne, puterea, sănătatea și plăcerea, lasă-mi-le toate trei, ca-n copiii mărunței, măi. Nu-mi lua, Doamne, puterea, sănătatea și plăcerea, lasă-mi-le toate trei, ca-n copiii mărunței, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Cum sunt azi numai bine, 10 inime am în mine, cu toate 10 iubesc lumea în care trăiesc, măi. Mândru te făcușa, dracușii, acum ne află satul, că de când dădui de greu, nu mai sunt pe placul tău. Mândru te făcușa, dracușii, acum ne află satul, că de când dădui de greu, nu mai sunt pe placul tău. Cum era cu timp în urmă, când mi te țineam pe mână, dulcețerea dragostea, când gândeai la punga mea. Cum era cu timp în urmă, când mi te țineam pe mână, dulcețerea dragostea, când gândeai la punga mea. Dormi liniștit, că nu-s sătul de iubit, cu mândrele nu-i ușor să ajungi la mâna lor. Nu pot dormi liniștit, că nu-s sătul de iubit, cu mândrele nu-i ușor să ajungi la mâna lor. Firați mândrelor să fiți, că numai la bani gândiți, cât am fost tânăr v-am dat, primenite v-am purtat. Fireați mândrelor să fiți, că numai la banii gândiți, cât am fost tânăr v-am dat, primenite v-am purtat.
Omule, acum cât poți, fă cărări în șapte părți, că timpul trece ca vântul și n-ai să te împaci cu gândul. Omule, acum cât poți, fă cărări în șapte părți, că timpul trece ca vântul și n-ai să te împaci cu gândul. Că trece viața prea iute ca izvorul de la munte și ai să mor neîmpăcat că mândrele te-au uitat. Că trece viața prea iute ca izvorul de la munte și ai să mor neîmpăcat că mândrele te-au uitat. Spun la nevastă că mi-e pofnică frumoasă. Nu știu traiul meu de acasă, nici tina ce-o am la masă. Că mi-e somnul ca pe ace și jurata nu mai tace. Mă suduie și mă ceartă mai rău ca moara stricată. Că mi-e somnul ca pe ace și jurata nu mai tace. Mă suduie și mă ceartă mai rău ca moara stricată. Neică, lua iar Dumnezeu năravul până nu crăpe un patru. Că n-am luat-o de urâtă, dar-am căzut că e limbută. O mai fi muiere ra, dar pe-a mea și Melița, mă. O rămâne când se pune să stea cu gura pe mine. O mai fi muiere ra, dar pe-a mea și Melița, mă. O rămâne când se pune să stea cu gura pe mine. Neică, era frumoasă, crăiasă și-am luat-o de nevastă. Goală pușcă și săracă, la început știa să tacă. Dar când o slăbi o țâră, căpătă muierea gură. Și din fata potolită a ajunsă căța îndrăcită. Dar când o slăbi o țâră, căpătă muierea gură. Și din fata potolită a ajunsă căța îndrăcită. Neică, spun toți că bărbatul-i capul, dar când e muierea dracu, nu mai judecă săracul, că tot gâtul mișcă capul. Îi dai frâu să fie bine, pune ia hățul pe tine. La mână dacă te prinde, mai rău care ea se întinde. Îi dai frâu să fie bine, pune ia hățul pe tine. La mână dacă te prinde, mai rău care ea se întinde. Aș pleca la o chilie să-mi desfac de cununie, dar inima păcătoasă mă ține și nu mă lasă. Îmi dă câte o amorează ca să uit ce am acasă. Cu crăpacea sunt o zi și scorpia s-o îmblânzi, măi. Să vadă ce mult aduce în casă o vorbă dulce. Că tot vorba face traiu, nu făina nici mălaiu.